un bun exemplu și vreau neapărat să te dau exemplu. Ai muncit foarte mult, ești foarte vechi, ești cu foarte multă experiență la noi în companie pe rolul de depozit virtual și na, ce să zic, de-abia așteptam să avem o discuție pentru că, sincer, când mă uit la tine așa, mi-aduc aminte de începuturi, mi-aduc aminte de situațiile mai puțin plăcute, dar care totuși au făcut parte din transformarea noastră, bineînțeles, și transformarea ta și transformarea companiei. Și uite așa au trecut ani, apropo de cele 28.000 de zile sau 4.000 de săptămâni, cât avem cu totul 77 de ani. Așa că încercăm să povestim împreună. Nicoleta din Râmnicu Sărat, vă fac cunoștință cu ea. Nicoleta, de cât timp ești alături de noi, mai exact? Aproximativ 5 ani, 4 ani și jumătate. 5 ani, Merg wow! cu pași repede, 5, da. Au trecut 5 ani, da. Mă bucur foarte mult, îți mulțumesc în primul rând că faci parte din echipa noastră și ești un om de bază în echipa de vânzări. Nu vreau să fac așa o scurtă prezentare despre Nicoleta. Nicoleta nu vine din vânzări, da? Nu vine din vânzări, nu vine din materiale de construcții. Nicoleta ne-a dat peste cap un pic pe calculele pentru că vine dintr-un domeniu care înseamnă, nu știu, manufactură, fabrică. Deci, practic, Nicoleta a lucrat în industria textilă, mai exact a fost confecționat, nu? Cam așa. Da, Dar, într-o zi, Nicoleta a spus că vrea să schimbe viața și a venit și mi-a spus că vrea asta, iar eu nu puteam decât să zic, băi, când găsesc un om care vrea să schimbe viața, de ce nu să nu o facă alături de noi? Așa că a venit în echipa noastră acum 5 ani. N-a fost ușor, neavând deloc experiență nici în vânzări, nici pe partea tehnică, nici în materiale de construcții, dar pentru că suntem o echipă și pentru că ceilalți colegi au contribuit, Nicoleta a reușit să formeze alături de noi. Probabil rata de conversie din industria ta este foarte mică. Sunt convins că dacă am fi adus vreo 20 de colegi, mă rog, 20 de oameni în aceeași industrie, maxim, maxim 2 ar fi reușit să facă asta. Nu pot să fiu Da. sigur. Ce Nu a știu ce contat? să zic. Doar ambiția ta. Nu, poți să rămâi modestă, că e ok. Dar foarte mult. Nu, că nu. Da. Doar modestia, da. Cred că pot să spun că atunci când am venit la primul interviu și m-ați și acceptat, a fost un risc și pentru noastră. Și vă mulțumesc că ați avut încredere în mine și mi-ați acordat această șansă ca eu să mă schimb și să devin cine sunt astăzi. Pentru că am evoluat, da. A După evoluat 10 ani plan. de la celălalt job, da, am evoluat în bine, cred eu, zic eu. Ce spune familia ta despre ce faci acum? Păi sunt mândri, vă dați seama. Familia, copiii, da. Ești un exemplu bun pentru copiii tăi, nu? Da, clar. Foarte frumos, foarte bine. Cum a fost la începutul, Nicoleta? Înainte să răspund, eu vreau să spun și să te gândești puțin, vreau să spun că Nicoleta este în rol de angajat, da? Deci are contract de muncă în compania noastră. Nu este franciză, da? Deci este o diferență de contractare. Evident că ajungem și acolo, dar când o să fim pregătiți. Momentan, ăsta este statutul și cei care ne urmăresc trebuie să știe treaba asta, pentru că sunt diferențele acestea de contractare. Cum a Da. fost? Ce să zic, începutul a fost o provocare, ca să zic așa, dar și o experiență, o oportunitate de învățare, neștiind nimic în ce domeniu o să intru, neștiind de materiale și așa, a fost o descoperire. În fiecare zi era altceva și necunoscutul aducea multă curiozitate, chiar și acum, că întotdeauna este loc de mai bine și atunci în fiecare zi avem câte ceva de învățat.
Te-au ajutat colegii la început, Nicoleta? Da, 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 da. Păi fără ei n-aș fi mers mai departe. Pentru că atunci când nu știi, nu cunoști un produs, ca să zic așa, dacă nu ai suport din partea colegilor, nu reușești. Singur n-ai cum, adică n-ai cum. Sunt care reușesc și singuri, doar că fac mai mult research, se chinuie mai mult. Da, da, da. Da, probabil. Poate că ar fi fost mai mult timp. Ar fi durat mai mult. Da. Bun, hai să ne amintim, dăm puțin timp în urmă, Nicoleta, și spune cât ai vândut în prima lună. Ai avut o comandă în prima lună? Da, dar nu mai știu. Un total în prima lună? Totalul în prima lună? Să zic un 20.000, cred, de lei. De lei, nu? Da. Ok, da. Și în cea mai bună luna ta care ai avut-o, cât ai vândut? Undeva la... Păi, o singură comandă a fost cea mai mare pe care am avut-o până acum, de 540.000 de lei. Păi și într-o lună ai avut numai comanda aia de 540.000? Nu, 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 nu. A fost undeva la 900.000, cred, în luna aceea. Așa, asta vreau să știu, da. Deci cea mai bună, da, cea mai da. Proastă lună de la început a fost de 20.000 de lei și cea mai da. Bună lună a fost de 940.000 aproape, nu? Sau cât ai zis? Da, ceva. Da, da, da. Dar cea mai mare vânzare pe care ai făcut-o la un client a fost de 540.000, parcă? Da. 540.000. Deci 540.000. Ce ai vândut acolo de 540.000? Fier beton. Fier beton. Fier beton, da. Apoi la acel client ai mai vândut și alte produse? Da, și în continuare ținem legătura. Dânsul a devenit un prieten, ca să zic așa. Și dânsul și doamna contabilă. Și de câte ori au nevoie de ceva, întâi sunt prima linie, ca să zic așa, da. Da. Bravo, felicitări. Super. Super tare. Ce te motivează, Nicoleta, zi de zi? Păi zi de zi, îmi doresc să învăț cât mai multe și să avansez, să nu rămân de unde am plecat. Pentru că e în joc viitorul meu și îmi doresc tot ce e mai bun, na, fiecare, ca fiecare. Cam câți clienți ai în portofoliu acum? Nu știu, în jur de 3.000, cred. Wow. Da. Și mai știi, mai ții legătura cu ei, mai știi ceva de ei? Nu cu toți. Cu toți, dar sigur că da, da. Sunt clienți recurenți care sună, doamna Nicoleta, mai am nevoie de... Te mai auzi din când în când cu ei? Adică îi mai suni și tu din când în când pe unii dintre ei? Da, da, da. Deci ăsta e unul dintre secrete. Da, să țineți legătura. Sigur, sigur, sigur. Super, bravo. Ți-ai făcut prieten, Nicoleta? Printre clienți sau furnizori? Tocmai ce am spus, da, sunt unii care au devenit prieteni, la furnizori sigur că da, cu ei discutăm zilnic, dar da, clienți, prieteni, sigur că da. Deja am furat o vorbă de a colegii noastre, vă pup, vă pup, doamna Cristina, știți. Da, și dă bine, adică e ok. Da, e important să faci din inimă și chiar să ții legătura cu clientul și chiar să te intereseze ce se întâmplă cu el sau chiar să, nu știu, să empatizezi cu problemele pe care le are. Ca așa doar să facem un scenariu și să urmăm un funnel în care, ok, vezi la sfârșit, îi spui clientului, te pup. Nu merge așa. Trebuie să simtă clientul că vine chiar din inimă și că îți place să interacționezi cu el. Ăsta este un argument pentru care vrem foarte tare să continuăm cu această vânzare de 1 la 1, vânzare consultativă, pentru că este emoționantă și cumva creează o conexiune mai specială cu clientul. Motivul pentru care am făcut interviul ăsta, discuția asta de fapt liberă, Nicoleta, cu tine online, este pentru că îl înregistrăm mai ușor și suntem cu toți în fața camerelor. Deși Nicoleta se află la, nu știu, 50 de metri de mine, este la un alt birou.
Deci am putut să stăm să facem video face-to-face. Însă preferăm să introducem în modul nostru de lucru tehnologia. Pentru că ne dorim libertatea, pentru că ne dorim să ne educăm astfel încât tot ceea ce facem să fie valoros și să ne câștigăm cumva viața, libertatea și, nu știu, puterea de a fi, nu știu, responsabil, liber. Înțelegeți voi ce vreau să zic. Pentru că așa, acesta este viitorul, probabil. Asta este viitorul, da. Nicoleta vine la birou în fiecare zi, lucrează și de acasă. Ce părere ai despre tranziția asta dintre a lucra de la birou și a lucra și de acasă? E ok, mă simt confortabil oriunde. Acasă, na, că sunt în domeniul meu. La birou, pentru că sunt alături de colegi și atunci mai furăm una de la alta idei. E ok să fii într-un colectiv. Mm-hmm. Mai și la o țigară, ca să și adevărul. Mai mâncați împreună la prânz. Da. Da. Împreună. Comunitatea e foarte binevenită. Nicoleta, spune-mi, te rog, ești un exemplu pentru copiii tăi? Tu simți asta? Când le povestești despre ce faci tu sau despre o situație de la birou, sunt mândri așa? Se simt mândri? Da, mie îmi place să cred că da, îi văd și pe ei că mă întreabă, sunt curioși. Cum a fost azi? Ce ai făcut? Mă întreabă, bine, nu? Da, nu știu ei prea multe, dar încerc să îi ascult și să le dau cât mai multe detalii. Poate cine știe, viitorul lor care va fi, poate preia frâiele. Unul din ei. Cum ai reușit, Nicoleta, să construiești o rețea atât de mare de clienți? În cei 5 ani să ai aproape 3.000 de clienți. Cum ai reușit să faci asta? Cu răbdare, cu perseverență. Am învățat să le ascult nevoile și să fiu alături de ei atunci când caut un produs. Îmi spun că doresc plasă sudată de 6 și atunci întreb de care, Eco, Stas. Și unii nu știu. Da, trebuie încep să le explic care e diferența, pentru că trebuie să știe și ei pe ce anume dau banii. Și atunci dacă văd că sunt deschisă către ei, au prins curaj și mă sună, v-am spus, ori de câte ori mai au nevoie de ceva, de o completare sau o altă. Ai și clienți finali care își construiesc case în regie proprie, dar ai și clienți persoane juridice care cumpără în mod regulat? Da. Și cam cât procent sunt în față de ceilalți? Nu știu să vă zic un procent, dar da, mai mult sunt persoanele juridice care sunt constructori și construiesc de 2-3 ori, 4 ori pe an. Persoanele fizice care își construiesc în regie proprie își fac ceva, apoi dacă ori mai avem nevoie de ceva la anul, ne auzim. Dar mai puțin. Minunat. Nicoleta, ai avut o situație interesantă sau mai specială cu vreun client? Și dacă da, cum ai gestionat-o atunci? Că situații speciale sunt mereu, nu putem să le evităm. Da. Pentru mine, fiecare client este important și special și nu știu, nu mi-aduc aminte de vreo situație specială. Mai specială decât... Ai încurcat vreo comandă? Cum ai ieșit din ea? Hai că n-ai încurcat vreo comandă. Nu cred. N-ai încurcat culoarea la vreun panou sau grosimea asta? N-ai încurcat niciodată nimic? Wow, Nicoleta! Și sper să nu o fac. Sper să nu o fac în viață. Sper să nu o fac dacă ai idee. Mă gândeam că a întâmplat comanda unui colegi. Am întârziat comanda unui client, nu? Mai sunt situații care, spre exemplu, da, am dat o comandă de un sistem de rigips, unde rigipsul are și șuruburi și colțare și mai multe produse și nu i-a ajuns clientului o cutie de șurub. M-a sunat,
M-am sunat furnizor, am identificat unde a fost problema și s-a rezolvat. Adică nu, i-am trimis ce a trebuit. Eventual, dacă chiar nu mai este stoc la ceva, îi returnăm bănuții, adică nu e... Rezolvăm. Orice problemă ar fi, se găsește rezolvare. Bun, minunat. Felicitări. Mulțumesc. Ce produse vinzi tu, Nicoleta? Mai aproape toate produsele. Am vândut chiar și pe lângă ce, pe ce departament am intrat eu așa, ca să zic, fier beton. Da. Și am vândut și pavaj, am vândut și tablă, dar asistată și ajutată de colegele noastre care sunt mai în măsură ca să nu greșesc ceva. Dar da, am vândut aproape toate produsele. Da, tu ești specialistă în vânzări de panouri sandwich, de ce nu spui asta? Da, păi, sunt modestă, nu mi-a zis. Da, pentru că am avut un mentor foarte bun care am avut de la cine să învăț exact ce a trebuit, esențialul, și atunci mi-a fost greu la început, dar am trecut. Ai reușit. Ce sfaturi le dai celor care, știi că noi promovăm foarte mult franciza depozit virtual. Da. Ce sfaturi le dai colegilor care vin și preiau o franciză de depozit virtual? Să încerce, pentru că nu au nimic de pierdut. Trebuie să le placă în domeniul acesta de materiale de construcții. Suport or să aibă, cu siguranță. Și răbdare, cred că am zis. Da. Pentru că... N-am zis. Pentru că succesul o să vină treptat, dar o să vină. Da, tu ai progresat cu partea financiară, ai câștigat din ce în ce mai bine? Dacă aș fi depozit virtual? Nu, vorbesc de salariu, de partea fixă. Deci ce câștigi tu în momentul de fapt? Da. Progresat și... Da. Da. Ok, și ai câștigat mai bine acum? Pus întrebarea, ai câștigat mai bine dacă ai fi depozit virtual, dacă ai fi franciza? Da, cred că da. Ar trebui să știi treaba asta. Depinde de tine. Da. Da, încă nu m-am gândit acum, dar știu că acesta este viitorul. Și cândva va trebui să facem și acest pas. Sunt convinsă că o să fiți alături de mine și de noi, de care o să vrem să ne facem depozit virtual franciză. Și cred că o să fie bine. Mă uit la colegii mei din depozitul virtual și atunci mă motivează. Da. Păi lucrați pentru voi. Și acum lucrați pentru voi, dar atunci o să lucrați pentru voi și o să lucrați de oriunde. Nu mai aveți responsabilitate contractuală de angajat. O să aveți parteneriat și o să fie altceva. Dar acum lucrați în regim hibrid, lucrați și de la birou, lucrați și de acasă, ca să vă obișnuiți, ca încet, încet să știți că trebuie să fiți responsabil, faceți un pas mai mici, da? Și să știți care sunt lucrurile pe care trebuie să le faceți. Și că totul depinde doar de voi, evident. Da. Care e cel mai mare adaos pe care l-ai făcut vreodată, Nicoleta? Sau cât faci tu adaos așa medie lunară? Cel mai mare adaos a fost de 60.000 într-o lună. De 60.000 adaos. Da. Și adaos în medie într-o lună undeva la 25-30. Am acolo. Da. Dacă ai fi depozit virtual, ai face mai mult de atât? Aș munci la fel. Nu e că acum nu muncesc, că sunt angajat și atunci mi-aș da mai... Nu, aș munce la fel. Depinde. Depinde de lună, depinde de clienți, de sunt mulți factori. Nu merge cu asta, știi, prea bine cum merge cu asta. Depinde doar de tine. Ca și buncă, nu depinde nici de tine, nici de piață, nici de criză, nici de nimic. Depinde doar de noi, de fiecare dată. Ideea este așa, că dar ca și muncă aș face la fel, nu e că... Video ăsta este înregistrat. Da. Sunt convins. Video ăsta este înregistrat și peste un an sau doi o să ne uităm împreună la el. Poate că între timp o să migrăm către depozit virtual și atunci o să putem compara de la 30 medie la
60 cea mai mare, așa. Și dacă vedem 80.000 odată sau 45.000 media, asta înseamnă că, da, se schimbă lucrurile. De ce? Pentru că s-ar putea să, având experiență și văzând grila, care este foarte, foarte apetitantă, să vezi că nu se mai scape așa multe vânzări. Poate că sunt momente când le scapi, nu știu de ce, habar n-am. Contextul, piața, se poate întâmpla. Dar în momentul când ai mai multă dorință, toate ți se aliniază mai bine. Înțelegi? Acum exersezi. Dar mai târziu s-ar putea să contribuie și partea asta, că ești doar tu stăpânul tău. Da? Și pentru asta te antrenezi încă de acum. Și felicitări că te gândești și la perspectivă, că vrei să evoluezi, vrei să crești, să te dezvolți. Până la urmă trebuie să fim și deschiși către partea asta de dezvoltare. Pentru că nu ne-a decât chestii bune. Da, mie mi-a fost teamă de tot ce a însemnat nou. Că așa atunci când am venit. Eu cunosc, da. Da, dar v-am spus, avem colegi care ne motivează și ne arată, ne demonstrează că se poate. Nimic nu e imposibil. Păi, te uiți ce frumos în mașină și te duci în Grecia și stai acolo o lună, două, lucrezi de acolo. E minunat că poți să faci asta și că poți să lucrezi de oriunde. Și să vii la birou doar când vrei, doar cum crezi tu că o să fie potrivit pentru tine. Sau vă facem un hub aici, vă aducem un barman, cafeuri. Bun. Zi-mi, te rog, cât de mult te bazezi pe lead-urile pe care ți le oferim acum după 5 ani? Lead-urile acelea care vin de la clienți noi, care vor să cumpere, te mai bazezi pe ele? Mai faci vânzări de acolo? Sigur că da. Este foarte important să primim lead-uri și din sistem. Chiar dacă avem portofoliul nostru de clienți și putem vinde de acolo, dar e important și să primim din sistem atâta timp cât nu sunăm la rece. Adică. Ai sunat vreodată la rece? Nu. 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 Deci ai primit mereu clienți. Ai primit mereu clienți și ai gestionat clienții din portofoliu și ai primit recomandări de la clienții care au cumpărat, nu? Cam așa funcționează. Da, 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 da. Plus recomandări, da, sigur. Chiar am un client din Suceava, am făcut o hală cu dânsul. După ce i-am livrat materialele și a început să o monteze, m-a sunat că vrea și finul, aceeași hală, același metraj, așa, și am mai făcut încă o comandă. Adică, da, se poate. Și finul, și nașul, și toată lumea. Da, da. Și acum aștept poze spre finalizare. Încă ținem legătura și o vom ține în continuare. Trebuie să facă și videouri, dacă se poate. Da, 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 da. Nicoleta, ce părere au clienții ăștia despre noi? Atâția clienți în România, ce părere au despre noi? Despre vindem ieftin, despre voi? Da. Atunci când lucrez cu oamenii e complicat. Nu e ușor să lucrez cu oamenii. Sunt unii dintre ei care sunt mai sceptici la început, dar dându-le argumente, cine suntem, de cât timp suntem pe piață, unde a fost șeful nostru Costin Răileanu la ProTV, adică avem suficiente argumente care să le dăm și să aibă încredere în noi, da, se deschid apoi și se concretizează comanda. Au o părere bună. În rest, o părere foarte bună. Cei care știu despre noi? Cei care știu despre noi? Deja, da. Da, le place ideea. E ok, unii dintre ei chiar au fost interesați de franciză și am pus în legătură cu a noastră colegă. E ok, mai ales că dacă sunt open mind, atunci e ușor să le faci vânzarea. Nu trebuie să le mai explici. Minunat. Perfect. Nicoleta, îți mulțumesc tare mult pentru, în primul rând, pentru energie, pentru seriozitate, pentru munca pe care ai depus-o în cadrul companiei noastre. De 5 ani, totuși, am petrecut multe, multe zile, multe ore, multe săptămâni împreună, am împărțit și mai bune și mai puțin bune,
am trecut și prin pandemie împreună, da? Da. Și tot am reușit. Atunci erai la început, dacă stau să-mi amintesc bine, și cu toți am răzbit, da? Doar în echipă, doar unii cu alții, cu iubire, cu înțelegere, toate se rezolvă și toate sunt mai bune în jurul nostru. Da, așa este. Am trecut prin multe, nu știu când au trecut 5 ani, dar au trecut și mă bucur că am putut să fiu, să contribui și eu cu ceva în a crește compania și suntem bine. Drumul către succes îl putem face împreună.